Dacă zici majoritatea care era acolo, trebuie să zici nu știa, pentru că subiectul e majoritatea. Eu din ce știu că e corect, majoritatea nu știa. Dar am aflat că există un termen din ăsta, o sintagmă de asta, care descrie faptul că trebuie să acordăm și realității un loc în gramatică. Acordul de proximitate. Aha, am înțeles. Și că există mutarea de subiect pe subiectul real, să zicem. Adică dacă zici majoritatea oamenilor nu știau, ar trebui acceptat. Eu voi fi de părere că e cum am zis eu. Totul e la singular, că e legat de majoritatea, care majoritatea oamenilor nu știa că au ales să meargă în vacanță. Teoretic majoritatea e subiectul, dar practic hai să fim serioși, vorbim despre oameni. Și atunci zici majoritatea oamenilor nu știau. Dacă spui majoritatea elevilor, probabil poți să zici nu știau. E corect, dar dacă zici majoritatea care era acolo, e clar că folosești majoritatea ca subiect și atunci majoritatea oamenilor e implicit întotdeauna, dar tot majoritatea care era acolo nu știa. N-au cum să... majoritatea era acolo, dar nu știau. N-are sens. Dar dacă zici, majoritatea nu știa că... M-am lămurit-o pasă, eu sunt foarte ok cu majoritatea. Majoritatea nu știau sau majoritatea nu știa? Norma admite în această situație atât acordul formal, majoritatea nu știa, cât și acordul după înțeles, majoritatea nu știau. De regulă, vorbitorii preferă acordul după înțeles, mai ales într-un context de tipul majoritatea oamenilor știau. Ja! Tempura! 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 Da, e bineînțeles că e la prima mână gluma, bineînțeles, dar ce vrei să mă întreb mai exact? Din ce știu eu, n-am făcut niciodată acasă, dar din termeni culinari este să dai un pic de făină pe ceva și să-l bagi în baie de ulei fierbinte. Asta cred că e tempura. Adică foarte puțin presărată niște făină și aruncată într-un vas cu mult ulei fierbinte. Tempura! Nu știu dacă există în dicționar, dar există tempura în foarte multe meniuri de mâncăruri asiatice. Ja! Tempura! Hai să vedem, tempura. Nu există, în dicționarul acesta nu există, dar există în fiecare meniu de mâncare chinezească, asiatică, japoneză, sushi, etc., ramen, la. Există pui tempura, legume tempura, vită tempura. Tempura! Și nu este chiar așa, e așa ușor să-ți iasă tempura. Și când îți iese, poți să și zici tempura! Termenul tempura nu apare încă în dicționarele limbii române. Este un cuvânt din sfera gastronomică și se referă la un fel de mâncare japonez la origine care conține legume sau fructe de mare date prin aluat și prăjite. Circulă de puțin timp în limba română, odată cu răspândirea specialităților bucătăriei japoneze în restaurantele din România. Să fiu norocos că am prins femeile astea cât de cât, cele două, fa șase. Doamne, Michael, cât de cât. Nu pot să fii sigur de tine, Hal. Câtă stimă de mine, Sam? Stimă de mine nu e. M-am culcat cât de cât. La omul l-am deranjat. Te apuci de o treabă și o faci cât de cât. Adică o încep, dar nu o termin. Eu îmi propun noaptea asta să dorm 8 ore, dar mă culc, mă trezesc, vin copiii în pat, iarăși eu am dormit, eu am dus toate cele 8 ore, le-am dus. Dacă mă întreabă cineva, mă, tu ai reușit să te odihnești aseară? Bă, am reușit să mă odihnesc cât de cât. Soția mea gătește cât de cât, soția mea câștigă bani cât de cât, soția mea se trezește dimineață cât de cât. Bun, o să ajungă mesajul. Să sperăm. Eu cred că dacă n-am fi așa, nici n-ar exista termenul de realitate. Adică realitatea, inclusiv realitatea, mi se pare că trebuie să fim ca să existe acest termen. Oare mă fac înțeles?